Salutare și bună dimineața! Neața! Neața! Bună dimineața! Da, e miercuri dimineață și ne îndreptăm către casă de la lucru. Sunt fix 4 grade afară, dar e destul de frig și destul de înnorată treaba. Mergem acasă, ieri au venit numai puțin de 4 colete, așa că astăzi avem de făcut un adevărat unboxing. Habar n-am ce a venit. Am câteva bănuieli, pentru că mi-aduc aminte așa ce am comandat și cam ce ar trebui să vină, însă nu vă zic nimic până ajungem acasă. O să le despachetăm frumușel împreună, o să le montăm, o să le testăm, o să facem tot tacâmul, deci ne vedem mai încolo. Ciao! Avem doi călăreți în spate. Da, v-am zis că aici, după rutina asta de drum, dimineața ies oamenii la plimbare cu caii. E foarte tare și cred că e foarte mișto și super relaxant. Hai că mai avem un pic și ajungem acasă. Gata, am ajuns acasă și acum e unboxing time. Hai că mi-am construit și eu ceva repede de mâncare, mănânc și ne vedem cu unboxing-ul. Ok, m-am așezat la măsuță și hai să vedem ce am primit. Și avem așa, 1, 2, 3, hai să facem așa, ca să avem loc, și... Oh, 4. Mai multe decât mă așteptam, hai să le rom pe rând să vedem fiecare ce e. Bun, hai să începem cu astea mai mici. Ăsta micu, cred că este suportul de parbriz pe care l-am comandat. Da, el e. Cam așa arată, a fost undeva în jur de 6 lire pe Amazon. Eu foloseam înainte un suport care se așeza magnetic pe telefon, avea o chestie mică rotundă care o puneam pe telefon și încă un suport care se lipea mașină. Ideea e că când am trecut de la iPhone la OnePlus 3T, suportul ăla nu mai făcea față pentru telefonul ăsta și nu-l mai ținea și mi-a căzut de câteva ori și am decis să trec pe unul clasic. Ăsta se extinde așa, intră absolut orice telefon în el, ceva de genul, stai, așa. Poate fi și întors și se prinde de aerisirea de la mașină, de la ventilație. Chestiile astea sunt de cauciuc, poate fi întors 360 de grade. Pare destul de solid și cred că o să-și facă treaba foarte bine. Mergem mai încolo în mașină și îl testăm. Următoarea chestie pe care am primit-o este, cred, răbdare. Da, el este. E un modulator FM, a fost vreo 13 lire, dacă mi-aduc eu bine aminte. E un modulator FM care are cititor de carduri, două porturi USB pentru încărcarea diferitelor device-uri pe care le țineți voi prin mașină. Ambele sunt la 2.1 amperi. Are și car kit incorporat, deci poți să-l folosești și pe post de hands-free în mașină dacă vrei. De ce am vrut așa ceva? Pentru că mașina noastră are doar CD player. Și, sincer, nimeni nu prea mai folosește CD player-ul. Plus că citește doar CD-uri audio, nu citește și CD-uri cu MP3, deci nu ne-a ajutat foarte tare. În afară de asta, aici, dacă vrei să cumperi un CD cu muzică, nu o să găsești cine știe ce. Sunt melodii super, mega, ultra vechi, deci nu merită să dai bani pe ele. Așadar, nu vreau nici să schimb casetofonul mașinii, pentru că nu prea îmi place să pun casetofone aftermarket. Mi se pare că nu arată la fel de bine în bord. Așa că o să-l păstrez pe ăla și o să încerc să folosesc treaba asta, sper să se audă bine, am citit review-uri bune despre ea, sper să fie ok. În cutie am mai primit și un cablu auxiliar, la fel are și ieșirea auxiliar dacă vrei să-l conectezi direct către telefon. Sper să-și facă treaba. Ce mai avem aici?
manual. Nu folosește nimeni. Hai să vedem mai departe. Punga neagră. Punga neagră, nimic mai simplu. Avem nevoie pentru mașină de preșuri, pentru că cele din spate lipseau cu desăvârșire, nu le aveam absolut deloc. Iar cele din față, și cel de la șofer, și cel de la pasager, aveau niște găuri absolut uriașe în ele. Întotdeauna toată apa de pe pantofi se scurgea în tapiseria mașinii și toată podeaua stătea în permanență udă. Au fost tot la fel vreo 6 lire, la astea mai plătit și transportul până aici, care a fost încă vreo 6, deci sunt undeva la 12-13-16, dacă luați în calcul și transportul. Da, deci doar preșuri. Nimic extraordinar aici. Ultimul pachet și cel mai mare e pachetul cu luminile. Hai să vedem ce e înăuntru. Bun, l-am pus pe uriașul ăsta pe masă. Aici o scoatem din una ta cutie. Și să vedem ce găsim înăuntru. Asta o aruncăm, nu ne mai trebuie. Bun, și avem așa. Vine într-o fustă din asta foarte mișto. E foarte tare treaba asta. Speranța că e și merge pe moarul. Aha, merge. Pom, pom, pom. Ce avem noi aici? Manual de utilizare. Astea trei sunt în set, împreună cu husa și cutia pentru becuri. Aici bănuiesc că este... Da. Este... Adaptorul de priză împreună cu suportul pentru bec. Unul din ele ar trebui să fie 3 la număr. Aici scăpăm de cartoanele inutile. Da, aici al doilea, la fel. Cu siguranță aici se află fix același lucru, pentru că trebuie să fie 3. Hai să le dau pe astea deoparte, să nu mai încurcăm de ele. Și să vedem ce mai găsim în cutie. În cutia neagră mai e o cutie mai mică neagră. În care avem 3 cutii mai mici albe. Bun, aici bănesc că sunt becurile. Da. Becuri. Toate 3 sunt absolut identice, deci nu are sens să le arăt pe toate 3, pentru că facem să pierdem vremea și nu vrem asta. Oricum o să le scot și o să le montez. Și aici avem o primă umbreluță. Da, o umbrelă. Pe care avem și cea de-a doua umbrelă. Mai departe aici, apar n-am ce e, dar bănesc că este unul din stative. Da, este stativul micuț. Ia cătă-l. Haide mai cum te desfaci. Cam așa se desface. Asta este cel mai mic. Metal. Super ușor, super drăguț, super calitate. Arată foarte bine la prima vedere. Iar aici am cele două stative ceva mai mari. Hai să vedem, desfacem unul singur, n-are sens să le desfacem pe amândouă pentru că sunt absolut identice. Hai să dăm și asta la o parte. Asta e cel mai mare. Pardon. Desfăcut piulița ta prea mult. Este la fel ca cel mai mic, doar că este mai mare. Cam așa vine montat. Mă apuc să le montez și ne vedem în câteva minute cu mai bună lumină. Cam astea ar fi luminile și mai e individul ăsta mic de aici. Da? Cu astea o să filmăm când o să fim în interior, plus background-ul care urmează să apară în zilele următoare și ăla e foarte tare. Ăla o să vină aici în spate, luminile o să mă ajute să avem lumină mult mai ok, în special seara, dar și peste zi, că nu avem foarte multă lumină de afară.
extrem toate chestiile astea din cameră, că e o dezordine totală, după care coborăm la mașină să probăm suportul și cât de rezistent și fiabil e în bord, împreună cu transmisătorul la FM să vedem cum se aude și dacă a meritat banii. Ia uitați-vă la preșul meu, câta gaură avea în el. Toată apa asta curgea în mașină pe podea. Adică cât am strâns lucrurile prin cameră, a mai venit un colet de la poștă. Îl am în mașină, o să mă urc să probăm transmitătorul la FM și o să facem și unboxing pentru chestia asta. Uite, ăsta e suportul de care vă ziceam că e magnetic și aici avea un magnețel mic care se lipi pe spatele telefonului și se atașa acolo foarte, foarte puternic. Pentru iPhone era suficient, dar din păcate pentru ăsta mai mare nu mai e suficient. Dacă am reușit să fixez suportul ăsta, n-arată extraordinar în mașină din cauza că mașina are ventilațiile sunt ușor oblice, nu sunt drepte pe bord și atunci vine un pic ciudat, dar de cât de loc e bun și ăsta. Uitați-l cam așa vine, nu se vede foarte rău, doar că, mă rog, arată un picuț ciudat. Mi-ar fi plăcut să vină un pic altfel, iar dacă îl scot de aici, cam așa arată doar cu suportul. Cel mai probabil nu o să țin suportul acolo când nu port telefonul, pentru că nu-mi place deloc cum se vede, așa că îl scoate. Hai că am probat și modulatorul ăsta FM, s-a conectat în 5 secunde la telefon, totul e super simplu, doar dai drumul la Bluetooth, dai drumul la Bluetooth la telefon, telefonul vede imediat, deci se conectează mega rapid și se aude mult mai bine decât m-aș fi așteptat. Singurul impediment, ca să-i spun așa, ar fi faptul că parcă are o idee cam mult bas, dar mă rog, am reglat asta din setările castofonului și acum e chiar ok. Hai să vedem ce a venit în plicul ăsta. Chiar habar n-am. E o carcasă cu siguranță din câte simt la mână. S-ar putea să fie ori o carcasă pentru Ana, ori o carcasă pentru mine. Hai să vedem. Da, din câte văd e cea de-a doua carcasă pentru telefonul meu. Hai să vedem dacă reușim să o desfacem cu o mână. Să vă și arăt. Hai de mai. Uite, cam așa e. Și e un pic mai mare, adică face telefonul un pic mai mare. Cu toate astea am vrut-o în special pentru treaba asta. Aici are un suport de carduri și ăsta poate fi folosit și ca stand. Am vrut-o în special pentru că nu se vede că ai ceva în ea aici. Mai am o husă tot așa cu suport de carduri, asta, dar mă rog, aici se vede că ai carduri și nu e tocmai bună treaba asta. Asta nu se vede nimic și e chiar foarte, foarte mișto și cred că protejează și telefonul ceva mai bine. Gata, hai că am pus-o pe telefon. Arată foarte bine pe telefon și îmi place că îl face un pic mai mare și mai solid așa. Plus că poți să-l pui cu fața în jos, care are o margine destul de înaltă și nu o să pățească nimic la ecran. Arată foarte bine. Cam asta deocamdată, noi ne vedem mai încolo. Ciao, ciao! Salut! Hai că e deja ora 7, n-am mai făcut nimic interesant astăzi, pur și simplu am stat și m-am odihnit. După care am lucrat la câteva proiecte pe care le aveam rămase restante de când am plecat din țară. Da, am lucrat și acum am zis să fac un pic de testare, așa, în ghilimele, cu luminile astea pe care le-am luat. N-am apucat să mă joc foarte mult cu ele, deci nu e ceva definitiv. Deocamdată sunt mulțumit de ceea ce se vede și cred că o să fie foarte mișto când o să avem și background-ul. Cam asta o să fie pe ziua de azi, mă apuc și eu de editat. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați like, subscribe ca să fiți la curent cu cele mai noi videouri, share ca să vadă toată lumea și noi ne vedem mâine dimineață. Ciao, ciao!